suntem în ziua de joi, 15 octombrie, săptămâna a 19 după sărbătoarea 50.000 și îl cinstim astăzi pe Sfântul Sfințit Mucinic Ciprian, Mucinița Iustina și Mucinicul Teoctist. Despre Sfântul Sfințit Mucinic Ciprian, căruia se mai spunea și vrăjitorul, știm că era din Antiohia Siriei și a viețuit în timpul împăratului Deciu. Era bogat, filozof și un vrăjitor cumplit. A fost câștigat sau adus la credință cea întru Hristos de către Iustina Fecioară, care era o bună creștină exemplară, care a surpat toate lucrările demonice vrăjitorești pe care acest le săvârșea în Antiohia. Un bărbat oarecare Elin, numit Aglaid, de dragostea frumuseții Justina, rănindu-se și neajungându-și scopul de a o cuceri, a venit la Ciprian. Iar acesta de trei ori trimițând demonii către tânără, nu a izbutit să o afecteze cumva. Deci după ce a cunoscut că meșteșugul său este neputincios, s-a botezat și el, arzând toate cărțile vrăjitorești pe care le avea și a venit cu credință într Domnul. Apoi a fost făcut episcop și pe mulți povățuindu-l la credința în Hristos, a fost prins împreună cu Iustina Fecioara de către stăpânitorul Damascului și fiind aprig chinuiți, au fost arși în cazan de fier, și fiind trimiși la necomedia, li s-au tăiat capetele. Iar Marele Grigorie, cuvântătorul Dumnezeu, pe acesta îl numea iubit fecioare. Troparul Sfântului este următorul și părtaș obiceiurilor și următor scaunilor apostolilor fiind, lucrarea ai aflat de Dumnezeu insuflate și spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând, și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Muncinice Cipriane, roagă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Astăzi ni se și după calendarul creștin-ortodox să dăm citire Pericopii Evanghelicii de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetele 12 până la versetul 19, unde citim așa. În zilele acelea, Iisus a ieșit la munte ca să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales din ei 12, pe care i-a numit apostoli pe Simon, căruia i-a zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, și pe Iacob, și pe Ioan, și pe Filip, și pe Vartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov, al lui Alfeu, și pe Simon, numit Zilotul, și pe Iuda, al lui Iacov, și pe Iuda, Iscarioteanul, care s-a făcut ardător. Și coborând împreună cu ei, a stat în loc șes, el și mulțime multă de ucenici ai săi, și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-l asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, căci puterea ieșea din el și îi vindeca pe toți. fraților, Domnul ne învață ca și noi să facem așa atunci când ne punem în gând să săvârșim lucruri de o importanță mai deosebită în viața noastră. Domnul se retrage în munte ca să se roage înainte de a-i alege pe cei 12 care aveau să-i devină ucenici apropiați și apostoli, adică cei care aveau să contribuie într-un mod semnificativ asupra răspândirii cuvântului Dumnezeu care este Evanghelia. Deci noi întâlnim în Scriptură de mai multe ori faptul că Hristos se retrage într-un loc mai aparte, mai singuratic, mai pustiu pentru a se ruga înainte de a săvârși o lucrare Mântuitoare pentru neamul nostru păcătos omenesc. Iată și aici, vedem, înainte de a-i alege pe cei 12 ucenici ai Săi, Mântuitorul se retrage în munte ca să se roage. După care, venind de acolo, din mulțime de ucenici pe care îi avea în jurul său, îi alege, anume pe acești 12. Să înțelegem că Hristos permitea să se apropie de El sau să-i urmeze să învețe de la el, mulțime de ucenici. Dar din toți aceștia, iată că îi lasă mai aproape și îi binecuvintează, anume pe acești 12. De fapt, în cercul celor apropiați lui Hristos, noi știm că în cel mai apropiat și mai restrâns cerc erau anume, Sfinții Apostoli Simon Petru, Iacob și Ioan, care cel mai mult se reflectă în Scriptură și în același timp aduc o mărturisire și o contribuție aparte la toate actele mântuitoare săvârșirei Hristos pentru neamul omenesc. După aceea, cercul un pic mai larg, cei 12 ugenici despre care vorbim astăzi, și mai cunoaștem cercul și mai larg, un spectru mai larg, cei 70 de ucenici care au fost apropiați lui Hristos, dar desigur că nu este o limită pentru că noi știm că Hristos propovăduia mereu mulțimilor și practic toți care îi urmau peste tot și îl însoțeau pe Hristos pe toate căile pe unde mergea el, ascultau cuvântul lui și se umpleau de cuvântul învățător al lui Hristos. Aceia deja se puteau numi ucenici. Și noi, în rândul nostru, suntem ucenici ai lui Hristos, suntem chiar mai mult decât ucenici prin botez, devenim a renumi fii și moștenitori a împărăției celei veșnice pe care Hristos ne făgăduiește în măsura în care vom ști să ascultăm, să învățăm și să împlinim cuvântul lui. Deci cel care ascultă și împlinește cuvântul lui Hristos Dumnezeu este al lui ucenic. Dar iată că astăzi, prin Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ni se vorbește exact despre momentul alegerii celor 12 ucenice lui Hristos, care ne sunt cei cel mai bine cunoscut nouă creștinilor și în același timp sunt și cei care aduc cel mai mare aport și contribuție la răspândirea Cuvântului Mântuitor al lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.